Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Săptămâna trecută am schimbat exact înainte să vină iarna. M-am programat din timp, nu știu, nu era... Ai simțit ceva? Bă, nu știu cum am avut norocul ăsta, că, în mod normal, zilele astea trebuia să fiu la coadă acolo, să stau cu orele. Eu m-am lăsat de sportul ăsta, ți-am zis. Iarna și mergi cu tocicuri de vară? Iarna, în primăvară, da? Mi-am luat anvelopele de la hotelul de anvelope, da, unde dădeam în fiecare an, da, câteva sute de lei. Da. Știu cum. Și după trei ani la rând în care am pus anvelopele de iarnă la limuzina familiei, grivila. Asta. Așa. De pomană, că n-a dat un fulg. Și eu nu mai ies din București și oricum eu nu sunt cu sport. Eu dacă plec oricum plec cu trenul. Am zis, gata, la revedere, că aruncam bani pe geam câteva sute de lei pe an, schimbat vară-iarnă. Și ce-ai făcut, mă, cu... Le-am dus la... M-a abandonat la o casă la țară. Caușurile de iarnă. Da. Și acum mergi cu asta de vară? Nu. Asta când vine vremea rea, da? Respectiv cum a fost ieri, e parcată în fața... Trebuie să-mi iau o prelată. Deci... La revedere. Și la aia mică am anvelope all season. Pensionar, mă, e deja pensionar, da. Auzi, M chiar, plus S. Că nu ți-am mai văzut Mazda, am crezut că e la Țiriac în showroom. Uh-huh. Nu, tati, e mașină de epoca. E mașină de colecție și merg cu ea doar la paradă, la... Aha. Deci ai all season, M plus S. La aia mică, da. Dar toate astea all season sunt ok? Sunt cum e? Cum adică? Adică dacă... Dacă țin. Da, mergi cu mașina cu ele, adică mergi pe stradă, e în ordine. Înțeleg că legal poți să le folosești. Alea cu M plus S, da. Da. Dar ele sunt, le-am luat. Dar sunt eficiente? Adică eu simt diferența când fac schimbul de la vară la iarnă. Când e mașina mai mică, da, cum e cazul ăsta mea. Da, tăi și îngreunată când te urci în ea. La telefon este pilotul de raliu și instructorul de conducere defensivă, Alex Filip. Bună dimineața, Alex. Salut, Alex. Bună dimineața. Bună dimineața. Și pe mine mă bate gândul să iau cauciucuri all season și cred că din ce în ce mai mulți se gândesc la asta, pentru că, mă, bune, e bătaie de cap cu schimbatul roților. Tu ce recomanzi? Nu pot decât să vă susțin, dar da? Okay. Trebuie luat în calcul niște aspecte. Da. Primul și primul rând trebuie să hotărâm din capul locului unde locuim și ce job avem. Pentru că dacă suntem instructori de schi din Sibiu și trebuie în fiecare zi să mergem până în Păltiniș, în niciun caz o anvelopă all season nu este pentru noi. Dacă suntem salvamontistul de sus, de pe Transfăgărășan, de asemenea, nu e cazul nostru. Dar dacă locuim în Banat, dacă locuim la Constanța, la Malul Mării, dacă locuim în București și în zone în care ninge maxim două zile pe an, acest efort despre care tot discutați voi mai devreme și m-am amuzat, nu își are rostul. Adică de ce să mă duc să schimb din 6 în 6 luni anvelopele, să pierd timp, să pierd bani, să am la mașină 8 anvelope în loc să am 4, nu cred că are nicio relevanță la sfârșitul socotelii anuale. Așa că pentru cei care locuiesc în zone, așa cum locuiesc și eu de altfel, lângă București, merg în București, nu avem zăpadă foarte mare, nu avem troiene, maxim 2-3 zile într-un an, recomand anvelopele all-season, dar mai trebuie să luăm ceva în calcul. Musai să fie construite de un producător consacrat. De ce? Care... Pentru că în spatele acestui producător, acestui brand, acestor branduri, că sunt mai multe, consacrate și de calitate, se află sute și sute și mii de ore de teste. La anvelopele pe care doar scrie M plus S sau are un fulguleț sau au un fulguleț, nu înseamnă că 100% sunt pentru noi. De aceea insist pe aceste două criterii. Unu, zona în care locuim și doi, să fie construite anvelopele all season de către un producător de renume care, repet, are în spatele acestor anvelope sute și sute de ore de testare. Alex, vreau să te mai întreb ceva. Pentru cei care decid totuși să păstreze cauciucurile de vară, că nu prea mai ninge în anumite zone. Și dacă e zăpadă, așteaptă, oricum în 2-3 zile se topește. Dar nu, e frig, adică sunt dimineața asta erau minus 3 grade. Nu, greșit. Am și făcut ieri un reel pe tema asta, am așteptat o zi cu soare, dar friguroasă, tocmai ca să subliniez faptul că
Anvelopa de iarnă are eficiență nu doar când este zăpadă pe jos, când este polei și așa mai departe, ci din momentul în care temperatura scade sub 7 grade. Nu mai vorbim de cele minus 2-3 grade despre care ai spus tu de azi dimineață. Indiferent că pe jos este uscat, că e ud, că e creșcăială, că este, nu contează, anvelopa de vară, practic, se transformă într-un plastic tare. Nu mai are maleabilitatea unei anvelope, iar în momentul în care vrem să frânăm, mai ales la primele ore ale dimineții, când este un pic și mult de pe jos, mașina se va face, cum se zice popular, sanie, uh-huh, și va face diferența dacă ne oprim până în pietonul de petrecerea de pietoni sau deja îl avem pe capotă. E la fel de periculos să porți cauciucuri de iarnă-vară? E același efect? Absolut, absolut la fel. Vara, anvelopele de iarnă se încălzesc foarte tare. Probabil dacă a avut cineva curiozitatea să bage unghia într-o anvelopă de iarnă, a constatat că sunt foarte moi. Iar vara devin și mai moi, mașina nu are același comportament. Iar în momentul în care vrei să frânezi, același lucru, distanța de frânare se lungește fantastic. Din păcate, în continuare văd șoferi, am această deformație profesională de a mă uita la anvelopele mașinilor parcate. Din fericire, multe sunt cu anvelope schimbate, se vede că sunt în parametri. În același timp, de cele mai multe ori, mașinile grele, de tip SUV, SUV-urile mari, o remarc faptul că au anvelope ori de vară, ori de iarnă tocite. Și mai este aici o legendă care spune că dacă am mașină 4x4, nu am nevoie de anvelope nici all-season, nici de iarnă, pentru că oricum mașina este 4x4. Și aș vrea să subliniez că o mașină se sprijină pe 4 anvelope și în egală măsură, nu contează că e 4x4, tracțiune spate sau față, această mașină trebuie să accelereze, să frâneze și să vireze în condiții de siguranță pe orice fel de tip de carosabil. Și nu de puține ori am văzut mașini 4x4 blocate în zăpadă pentru că nu aveau aderență. Mulțumesc foarte mult, Alex, Filip, pentru... Vrei să întreb ceva, Luca? Nu, mai era o remarcă a unui ascultător. Răzvan zice, Alex, că este obligatoriu să echilibrăm roțile odată la 6 luni. Și că în felul ăsta, dacă rămâi cu anvelope all season și nu le mai schimbi, sari peste pasul ăsta al echilibrării roților. De acord, dar mai este un aspect pe care trebuie să-l facem totuși odată la 6 luni, chiar dacă rămânem cu anvelope all-season și nu mai trecem pe la vulcanizare, trebuie să fim siguri că presiunea din anvelope este egală între punți. Mulțumesc foarte mult, Alex. Filip, pilot de raliu, care presupun că știe mult mai bine decât noi ce înseamnă să ai cauciucurile potrivite pentru suprafața de rulare pe care te afli. Altfel, cred că uităm cu toții foarte ușor faptul că siguranța noastră depinde de aceste 4 suprafețe de contact. Când suntem în mașină, care sunt foarte mici, cauciucurile pe suprafața de rulare, pe calea de rulare, ce-o fi ea. Drum asfaltat, macadam, ce-o fi, suprafața aia este mai mică decât o palmă sau cât o palmă. Așa e. Și oamenii nu se gândesc, știi? A, păi mașina are super sisteme de siguranță, suntem ok, da, dar totul depinde de alea 4 palme pe care stăm pe șosea. Sunați-ne, am vrea să vorbim cu voi despre asta, vreau să știu dacă mai puneți cauciucurile de iarnă având în vedere și obținem partea asta de țară unde nu ninge, vremea mai blândă, nu mai ninge. A nins alaltă ieri, practic a fost zăpadă pe lângă borduri jumătate de oră după care s-a topit. Deci mai puneți cauciucurile de iarnă? Ați trecut pe all season? Mai faceți schimbul ăsta în fiecare sezon? Cum vi se pare? Plus costurile. Foarte multe mesaje, apeluri telefonice în dimineața asta. Cauciucuri de vară, de iarnă, le mai schimbați, nu le mai schimbați, vă luați all season. Uite că a venit și am un mesaj cu care vreau să începem. La dimineața, nu mai pun de mult cauciucuri de iarnă, cred că de prin 2007-2008 am în permanență 2 seturi de roți la mașină, una cu jante de aliaj pentru vară, una cu jante de tablă pentru iarnă și anvelope de iarnă. Când vine frigulețul, le trag frumos în fața curții, le scot pe alea, le pun pe celelalte și am rezolvat-o. Dar cauciucul all season n-o să pun niciodată, deși stau lângă București. Diferența între un all season și un cauciuc de iarnă la o frânare mai bruscă, pe un drum mai nașp, așa, un pic înghețat, poate să fie între a strânge un pic din dinți până te oprești și respectiv a te opri în cel din fața ta.
Da, e bine dacă ai două seturi de roșii, dacă ai și unde să-l depozitezi pe unul dintre ele, dar roțile astea mai trebuie și echilibrate. Plus că jantele se mai strâmbă din cauza gropilor. Adică eu o pățesc de fiecare dată când schimb cauciucurile, vin oamenii aia și îmi spun, domne, trebuie echilibrate, trebuie îndreptate jantele. E numai dan gropi. Victor! Nu e vina mea, e vina primarului. Victore, zine ce faci tu, bună dimineața! Neața! Salut! Eu tot așa, pentru că e foarte scump dejantarea și facia rejantarea fiecarei, de fiecare dată, e la mie 200 de lei pentru că am anvelope pe 17 și aliaje. Ne-am luat un set de jante de tablă. Atât am schimbat sfat pentru cine face acest lucru, să vă verificați prezoanele și, sau biulițele, depinde de ce aveți la mașină, prezoane. Să fie pentru aliaj sau pentru tablă. Nu puteți pune alea de aliaj pe cele de tablă, că e riscul să lărgească găurile în care intră janta. Și ți le schimbi singur sau te duci la vârf? Da, mi le schimb singur. Și cu echilibrarea cum faci? Le-am echilibrat până când le-am cumpărat. Le-am cumpărat, jantele le-am și echilibrat. Păi, da, ele mai trebuie echilibrate din când în când, că din, de la rulaj, tocmai asta e, se dezechilibrează, se mai strâmbă, se mai... Eu, momentan, eu evit gropile și în același timp, dacă simt că ceva nu e regulă, mă duc la vulcanizare. Momentan n-am avut problema asta. Bine. Gata, mă. Și dacă dă de un drum cu grop, se întoarce înapoi acasă. Avem foarte multe mesaje de la doamne, spre surprinderea mea. Da. Doamne care sunt foarte corecte și fac, sunt realmente multe. Cu detalii, uite, de exemplu, Irene din București, care spune că schimbă anvelopele, fiindcă e siguranța mea și a celor care merg cu mine, e mai important decât 200 de lei la 6 luni. Plus că am observat, sistemele mașinii funcționează perfect atunci când mașina este echipată corespunzător și cu reviziile făcute corect la servis autorizat. Felicitări! Că mulți se duc la vecinul din colț. Vă felicitări, pup, Irene, din București. Cum o cheamă? Irene. Irene, felicitări, sunteți foarte corectă, bravo! Marius, bună dimineața! Bună, Marius! Neața! Bună dimineața! Salut! Marius, sunt din Sibiu. Folosesc de vreo 5 ani pe cauciucuri all-weather, all-season, în meu, la început, acum conceptul se numește mai mult all-weather. Da. Da, sunt adaptate dacă ți se potrivesc. Mie mi se potrivesc, fac cam 80% în oraș. Referitor la echilibrat, să știți că la 10.000 producători recomandă să inversezi cauciucurile și atunci ai ocazie foarte bună să le echilibrezi. Eu asta fac. Referitor la presiune, la 6 luni mi se pare mult. Eu cel puțin o dată pe lună, când mă duc să alimentez, verific presiunea. N-ai senzor de presiune. N-ai senzor de presiune în bord. Ba da, am, dar nu mă bazez pe el. Ah, ok. Adică mă bazez pe el, dar prefer să fiu sigur să și verific. Dar spune, cu anvelopele tale all-weather, ai prins până acum zăpadă? Adică să mergi pe zăpadă? Cum e? Da, am prins. Chiar anul trecut în Sibiu a fost o zăpadă destul de ok. Nu uitați că, în primul rând, trebuie să conduci preventiv, indiferent ce cauciucuri ai. Dacă te adaptezi la condițiile de drum, evident că e ok. Da, nu o să pot să urc poate în păltinii sau nici nu vreau să fac asta, nu sunt absurd, dar pentru ceea ce folosesc eu e foarte, foarte ok. Și dacă vă uitați un pic și citiți un pic testele de la producători, nu la producători, la englezi, că sunt cam cei mai exigenți, o să vedeți că nu sunt foarte departe caracteristicile. Mulțumesc! Mulțumim tare mult, Marius. Cristi, bună dimineața! Salut, Cristi! Bună dimineața! Bună! Eu locuiesc în Brașov și la noi conceptul ăsta de all season cred că nu e binevenit. Clar, trebuie să schimb cauciucuri de vară și cauciucuri de iarnă și, sincer, eu cred că o găselniță mai mult cu cauciucul ăsta all season. Eu zic că pentru siguranța ta, chiar dacă vorbești de familie, chiar dacă vorbești de mașină de serviciu, trebuie să schimb cauciucul ăsta, clar. Eu auzi, Luca. Cu cele de iarnă și cele de vară. Da, într-adevăr, poate fi o corvoadă cu depozitatul și așa mai departe, dar partea financiară nu o văd așa de problematică, pentru că atâta timp cât schimb și mergi cam jumate-jumate, să zicem, poți să le ai și 5-6 ani, doar dacă nu se duc ele moral, dacă nu se vizează moral cu un timp. Dar în rest, financiar, ești tot cam acolo. Da, da, te costă și schimbarea. De două ori pe an. Schimbarea, dar pentru... Destul de scump. Dar... Nu neapărat, te costă la început, când schimbi, dacă vrei să dejantești așa mai departe sau să le pui pe janta nouă, dar apoi schimburile sunt modice, ca să zic așa. Și trebuie să ne adaptăm și noi pentru 2023, parcă nu trăim și urmează 2024, să zic. Așa, parcă e mai bine, așa zic eu. Bine, acum să știi că multă lume, uite, de exemplu, avem un mesaj că la Sibiu cineva schimbă anvelopele acasă, un serviciu mobil de schimbat de anvelope. Aha, există și așa. Și costă 120 de lei. Uh-huh. Acum, eu am văzut, de exemplu, la mine în spatele blocului o vulcanizare, era o coadă duminică pe toată strada și oamenii toți aveau anvelopele cu ei în saci.
Și atunci nu mai noi am plătit mult că am lăsat la hotelul de anvelope roțile și acolo se adună niște bani, păi da, mă, că trebuie schimbat, să... echilibrat. Păi da, pentru că trebuie să fac ordine în magazie și asta ca să am loc. Dar eu nu știu de ce, eu am văzut la ăștia de al de Verstappen și mă schimbă în 3 secunde. Da. Serios, adică... Și nici nu stau la coadă. Nici nu stau la coadă, da. Mulțumim tare mult pentru mesaje și telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.